O să mor de inimă. Da. Și oricum sunt în tinerel. Abia intru în a doua jumătate a vieții. Așa că asta e un imbold. Urmează să... Nu? La 140, 130 pe acolo să dau operele majore, ca să zic așa. Exact. Mi-a zis toată lumea, scurt, te rog eu, scurt. Puțin și important. Da, scurt pe scurt, am doldora bagajele, am fost cleptoman toată viața, mi-am însușit, să nu zic că am furat, și de la domnul Pino Caramitru, și de la Rebenciuc, și de la Ciulei, nu mai zic ce am furat de la actori, Ileana Predescu, ho-ho, Gina, de la Madame Bulandra. Da, e pe două picioare între noi, Dorina. Așa, de la regizorii minunați cu care am lucrat. Datorez totul, ca să zic așa. E, acum am timp, după 70 de ani, să combin chestiile astea și să dăm niște opere, cum n-am mai văzut nici Parisul, nici Londra, nici Los Angeles, nici Roma. Îmi place mult o poezie, atât, dați-mi voi, a lui Mihai Mărniuțiu. L-am descoperit un mare poet, după părerea mea, dincolo că e regizor formidabil, uriaș. Stau în vitrină, dar nu-s de vânzare. Nu m-ar da șeful pentru o lume întreagă. Dar prin fața vitrinei trec mulți, dar oricât ți-ar trece, niciunul nu-și îndreaptă privire spre mine. Sunt prea scump, nimeni nu mă vrea. Mulțumesc frumos! Continuăm cu premiul pentru cel mai bun actor.